Moaștele Sfinților Adrian și Natalia vor ajunge la Bucium și Victoria. Mâine, 26 august, în calendarul ortodox se face pomenirea Sfinților Mucenici Adrian și Natalia. Cu această ocazie, credincioșii din Țara Făgărașului pot să meargă să se închine la racla cu moaștele celor doi sfinți, care va ajunge astăzi la Biserica din Bucium, iar mâine la Victoria, la Biserica Sfântului Ilie. Așadar, în seara asta, la ora 18, va avea loc la parohia din Bucium privegherea pentru Sfinții Adrian și Natalia. Apoi, mâine, la ora 9, moaștele vor ajunge la Victoria, la capela spitalului din Victoria. Va urma procesiunea pe la Bisericile Sfinților Împărașii cu Vioasa Parascheva, iar la 9:45 moaștele vor ajunge la Biserica Sfântului Ilie. Locuitorii Țării Făgărașului care doresc să se închine la aceste moaște trebuie să știe neapărat frumoasa poveste a acestor sfinți. Totul a început în Nicomedia. Mucenicul Adrian și soția Natalia au trăit în Nicomedia, în Turcia de astăzi, în vremea împăratului păgân Maximian, prigonitor al creștinilor. Adrian era unul dintre mai mari cetății, un om educat care se supunea împăratului și se închina la idoli. Într-o zi, la el au fost aduși 23 de creștini care erau condamnați la moarte. Mișcat profund de fidelitatea și curajul celor care sufereau pentru credința lor, Adrian s-a convertit și el la creștinism. Soția lui, Natalia, care era deja creștină în ascuns, i-a fost sprijin de neclintit în perioada chinurilor îndurate. Și toată lumea îi sfătuia să-și cruțe viața și să se bucure de tinerețe, cei doi soți au rămas fermi în hotărârea lor. Niciunul nu a renunțat la credință. După moartea soțului ei, Natalia a fost căutată de un nobil păgân, care aflase că e văduvă și voia să ia de nevastă. Ea a fugit din cetate rugându-se fierbinte lui Dumnezeu să-i aducă și ei sfârșitul pentru a fi alături de Adrian și ceilalți mucenici. Pentru dragostea ei, Hristos i-a ascultat rugăciunea, iar Natalia a devenit și ea sfântă prin jertfă fără de sânge.